Neața, Gașcă. Este o frumoasă aici la șemineu. Mă chinui să termin o carte. Mi-am făcut o ciocolată caldă. E cafea cu gust de ciocolată caldă. E bine. E ultima zi din 2017. Sunt îngrozitor. Pentru că noi filmăm chestia asta pe 31 decembrie 2017 și va apărea pe 1 ianuarie 2018, am zis să fie un vlog despre ce a însemnat 2017 pentru noi, pentru clanul Ionescian și despre ce ne așteptăm noi la 2018. Așa că, ia zi, Georgiana, cum a fost 2017 pentru tine? Păi, chiar înainte să începem filmarea asta am făcut un fel de retrospectivă pentru cei care mă urmăresc pe Instagram, am făcut un fel de recap și am văzut că în 2017 am călătorit super mult. Asta cred că ar fi cuvântul care definește 2017. Ce călătorii, aventură, că avem o bună nebunie cu autorolota și cred că cel mai frumos moment a fost momentul în care Maria și-a făcut curaj la tine, m-a dinți și m-a cerut de soție. Și da, cam asta însemna pentru mine. Și mă rog, cred că cel mai important este că toți trei am fost sănătoși. Că fără sănătate, cam greu să le faci pe toate. Să nu uităm totuși că eu am fost răcit 2 luni. Lasă, alea îi mulțumim lui domnul Dragnea. Da, eu am fost răcit aproape 2 luni. Am fost, și am făcut o tită, toți trei la un moment dat. Da, asta nu definește anul, adică aia a fost o chestie minoră. Da, așa am început anul, cu o răceală care a ținut 2 luni și după aia anul a însemnat cel puțin pentru mine foarte multe excursii. Ne-am plimbat și în afară țării foarte mult, și pe România cu autorul Lota, a fost fantastic. Dacă nu ați văzut povestea noastră cu autorul Lota, găsiți în descriere link către playlist. Chiar a fost cea mai tare aventură pe care am trăit-o vreodată. Și aventura asta a avut în spate și o idee, că eu am cerut-o pe Ionesca la Webstock când am câștigat cu proiectul ăsta. Chestia, ideea asta mi-a venit cu un an înainte. Îmi gândeam, mă, cum s-o cer, pentru că ea se așteaptă tot timpul, e în gard. Se aștepta, da. Și am zis, facem proiectul ăsta, îl înscriu la Webstock și ea o să fie super concentrată pe premiu, aoleu, dacă câștigăm, dar așa, și dacă o să câștigăm, bam, atunci pop the question. Și ai și super tare. Mi-a dat fatala. Cred că așa, cred că cam astea ar fi cele mai tare chestii ale anului 2017, călătoriile și faptul că ne-am logodit. Iar 2018 cred că va fi sub aceeași umbrela călătorilor. Avem un plan, deja două călătorii mari, da, sunt deja plus una imensă, dacă ne iese va fi... De-am, Doamne ajută, ar fi super. Și cred că cel mai important eveniment, cel din octombrie, e nunta. Am emoții când mă gândesc la momentul ăla. Nu la nivel de că nu o să iasă bine, că știu că o să iasă foarte bine, ci așa, că mă gândesc că o să fim cu părinții, cu toată lumea, adică o să fie așa super, super, toată lumea o să fie acolo și am emoții că sunt, că o să fie lângă mine, ceva de genul, nu știu, nu am logică. Stai bucata asta. De ce? Nu tai nicio bucată, că mi se pare foarte dulce. Da, va fi un an bazat pe emoții și pe călătorii, din nou. Asta desigur dacă suntem sănătoși și totul va fi bine. Vom fi că avem grijă de noi.
Sper că și voi să aveți planuri de genul ăsta pentru 2018. Sper ca peisajul politic să nu ne umbrească anul. Pentru că eu, ați văzut, am făcut și clipul ăla și chiar am trecut în ultima perioadă prin foarte multe frustrări și foarte multe gânduri negre cu privire la ce se poate întâmpla în țară. Încerc să-mi păstrez optimismul și cred că va fi bine. Sper că și vouă vă e bine dacă ne urmăriți și sper că vă inspirăm să faceți chestii mișto. Rezoluția noastră pentru anul ăsta, că am uitat. Trebuie să slăbim. Asta fiind între rezoluții, cel puțin eu îmi doresc să fac chestia asta. Și cred că și tu, Marian, nu trebuie. Până la nuntă, măcar câteva kilograme, pentru că suntem ca doi ursuleți. Georgiana a zis că se apucă din ianuarie de ceva foarte serios. Să vedem. Dacă Georgiana se ține de taie, vă mă apuc și eu. Adică știți cum e, pune toată greutatea pe mine, ca după aia dacă nu e să zică, păi dacă tu nu te-ai dus, normal, eu cum să mă duc, adică ce pretenție de la mine. Cât de bine se potrivește în contextul ăsta, pune toată greutatea pe mine. Da. Da. Avem planuri și pentru 2018. Vlogul a crescut foarte mult, adică am început anul cu, nu știu cât aveam, 8.000 de abonați. Am avut noroc că a bubuit clipul cu surpriza de Crăciun pe care i-am făcut-o anul trecut și a ajuns acum are vreo 305.000 de vizualizări clipul ăla și atunci am avut un boost de vreo 3.000 de abonați. După aia m-a ajutat și Zaya Fett când a făcut clipul ăla special și la fel au venit vreo 2-3.000 de acolo de oameni. Și în final am încheiat anul cu 21.000 de abonați. Eu aveam un plan să termin cu 20.000, deci mi-am depășit targetul. Am avut niște virale foarte tare anul ăsta. Am făcut clipuri, am început să facem sketch-uri în aprilie, mi se pare, când a venit ideea. Și probabil cel mai cunoscut viral al nostru e ăla cu Au Păru, Marian Păru. O chestie inspirată din fapte reale care se întâmplă în continuare aproape zi de zi. Și mai nou acum este Au Sasha părul, pentru că Sasha se urcă pe părul meu. Da. Clipul ăla are 1.300.000 de vizualizări pe Facebook. E huge. Și pe lângă asta mai sunt multe alte clipuri. Oricum, chestiile astea le veți vedea în retrospectiva anului, care va apărea pe 5 ianuarie. 4 ianuarie va fi o zi dedicată chestii astea. Stau în casă toată ziua și o să fac asta. O să editez. Da, a fost un an al planurilor și pe măsură mi-am dat seama că pe măsură ce ne facem planuri și ne gândim mai structurat la tot ce avem de făcut, lucrurile chiar se întâmplă. Adică chiar ajută să-ți scrii pe foaie niște idei și să zici, bă, fac asta. Desigur, astea sunt chestiile fezabile. Chestiile mai puțin fezabile sunt alea cu slăbitul. Dar sper ca 2018 să ne ajute să... Bine, și mai e și vorba de șansă, că uite... Călătoria în Mexic n-a fost ceva planificat, pur și simplu s-au aliniat planetele și am fost ales să avem norocul să participăm într-o excursie super tare. Nu știi cum e asta și alinierea asta de șanse, ți-o faci totul cu mâna ta, pentru că noi n-am fost ales la o loterie. Oamenii au văzut ce am făcut noi de-a lungul anului. Și au văzut, se potrivesc. Noi am călătorit anul ăsta mai mult decât am călătorit vreodată, adică și singur, că am fost și în Germania cu Jeep, dar și împreună, care au fost majoritatea călătorilor, adică n-am prea stat weekend-urile acasă. Făceam ce făceam, ne urcam în mașină și plecam. Mare, munte, străinătate, nu conta, călătoream. Și cumva și cei de la Olmec au zis, frate, uite-te la ei, sunt super, se potrivesc, da? Deci de asta lucrurile s-au aliniat și, repet, cred că e foarte bine, ăsta e mai mult un sfat pentru voi, cred că nu vreau să sune a bullshit sau a motivaționale de alea de 2 lei, dar chiar ajută să-ți scrii pe foaie frumos, tati, ce vreau să fac anul ăsta. Vreau să asta. Și după aia te gândești și zici, bă, cum fac chestia asta? Eu, de exemplu, am vrut foarte mult să cresc comunitatea și am vrut să arătăm fața asta amuzantă a cuplului nostru, ce se întâmplă. Și am făcut sketch-urile și ne-am gândit cum să le facem. Primul sketch a fost o jenă de sketch, era ăla în care... am zis Ionesca, vreau să călătorim și eu am intrat pe Google Maps și am zis hai la Roma. A fost un sketch super slab, dar ăsta a fost primul, al doilea a venit ăla cu hai la culcare, faza cu așa, a fost mai bun. Al treilea mi se pare că a fost ăla cu pozele din vacanță care a fost super tare și tot așa, adică nu vă așteptați lucrurile să se întâmple peste noapte. Trebuie să te gândești ce vrei să faci, începi cu pași mici. Trebuie să munciți și să fiți perseverenți. Categoric.
Deci cu pași mici, chestii care poate la început nu arată bine, dar cu timpul le finisezi și le faci mai bune. Și ăsta e și planul pentru 2018. Mai multe sketch-uri, o structură mai serioasă în vlogul ăsta, adică vreau să exploatăm mai mult partea de discuții cu voi. Pentru că vedeți că e o discuție. Este o discuție, dragi Marian. Marian are această problemă, îi place să vorbească foarte mult. Și, în general, discuțiile, de fapt, sunt monologuri, pentru că el vorbește mai mult decât mine. Dar nu e bine, ne echilibrăm. Tu ești partea frumoasă, partea serioasă, eu partea conștiincioasă. Eu sunt de decor. Ionesca este project managerul acestei relații. Ia spune, Marian, avem de făcut A, B, C, D. Păi vin eu și mă agit eu și vorbesc mult și alea și lucrurile se întâmplă. Vorbește. Ia facem și mine că dau din mâini. Da, frate, dau din mâini. Așa îți faci loc în viață. Dând din mâini, Georgiana. Da, e bine, da. Da. În fine, aveam o idee pe care Georgiana mi-a asasinat-o cu acest reproș. Dar am spus reproș, am spus glumă. În glumă se spune adevărul. Spuneam de structură, partea de dialog. Asta spune că vrei să avem o altă structură. A, pe vlog. Da, lucrurile se vor mai schimba. Adică nu vor mai fi aceleași vloguri cu am plecat, am făcut, am dres. Vor fi și bucățile astea, dar săptămânal vom avea și o parte de discuții de cuplu, ce se întâmplă în familia noastră și lucruri pe care le facem și cum luăm decizii și toate cele. Vom avea și o bucată în care aș vrea să vorbești mai mult despre ce se întâmplă în online, despre partea asta de influencer, inclusiv o să văd dacă mă duc și în direcția asta în care să vă explic de ce e bine sau nu să semnez cu o casă de-asta cu o agenție care te manageriază. Adică vreau să vă aduc și inputul meu, așa, cu informații profesionale pe care le am vis-a-vis de online, vis-a-vis de ce se întâmplă pe bloguri, pe vloguri. Adică vreau să diversific. Și cred că vlogul îmi va oferi o acoperire așa frumos. Adică săptămânal voi avea asta. Da, bine, astea sunt niște idei. O să le vedem în 2018. Până una alta, pe 5 ianuarie o să vină recap-ul anului 2017 cu video cu alea. O să-l facem împreună și Georgiana o să vorbească la fel de mult ca mine în clip primit. O să ai scriptul tău, Georgiana. Sper să aibă și să șică. Dar nu credeți pe cuvânt. Da, cam asta a fost vlogul, bucata asta de discuție. Urmează bucata de Revelion. Și... Da, unde vom petrece așa, dacă chiar mă gândeam aseară. Cum erau revelioanele până la o anumită vârstă și cum sunt de ceva ani încoace. Dacă până acum ceva ani trebuia să fie cu muzică, cu haos, nu știu ce, acum tot ce îmi doresc este liniște. Liniște și moment, așa, să savurez, nu știu, o mâncare bună, o companie mișto, adică știi cum e, mai puțin că e mai... Am îmbătrânit, asta e. Da, da, cred că am îmbătrânit, da, am... Adică o petrecere de aia de revenul cu bubuială e prea mult pentru noi. Clar, adică aici este ce ficțiune trebuie, cu sășica, mâncăm ceva bun, gătim, ne uităm la un film. La Dan Negru, de-astea. Am trecut ne uitam la Stella. Și arșinele. Bun, păi vlogul continuă să continue. Un an nou cel puțin bestial și eu rămâne țeapă pe de noi. Walk by. Doamne și domnilor, cei care ne urmăresc știu deja tradiționalul grătar pe care îl fac cu domnul Mihai Doadare Pasti. Astă seară îl avem cu noi pe tradiționalul Rom, Havana Club, tradiționalul Pepsi și mititei alea. Nu mai avem zăpadă. Da, din păcate nu mai avem. Încălzirea globală. Donald Trump, wake up! Cei care ne urmăresc știu că și anul trecut la fel au venit de Revelion și au cântat. Sunt niște oameni care pe stau în casa aia de acolo. Nu mai știu exact, știu că data trecută ne-au spus, dar am uitat eu cel mai probabil. Și vin și nu acceptă bani, vor doar bomboane sau ceva de genul. Sunt super tare.
Fie ca 2018 să fie la fel de bogat. Șase, cinci, patru, trei, doi, unu. La mulți ani 2018! La mulți ani 2018! La mulți ani! La mulți ani! Fie ca sustenabilitate și vlogărel, doamnește! La mulți ani, Tufu! La mulți ani, Oana! La mulți ani! La mulți ani, George, Alina, Marius, Gheorghe, Isabela! La mulți ani toți prietenii care sunt cu noi!